Și pentru că îți spuneam la început cât de frumos ești îmbrăcată și ce haine frumoase ai, mi-am adus aminte să vă spun tuturor că emisiunea Bravo ai Stil, pe care mulți dintre dumneavoastră o așteptați, începe cu un nou sezon duminică, 2 aprilie, pe canal de 2 la ora 19. Noi n-am mai avut răbdare până atunci, iar Cristina Ciosescu a filmat în culisele sezonului 8. Bravo ai Stil, reality show-ul fenomen, se pregătește să recucerească publicul odată cu cel de-al 8-lea sezon, ce va începe pe 2 aprilie la ora 19 la canal D2, cu o ediție specială. Iar Ilinca și jurații abia așteaptă. Mi-a lipsit energia, platou, colegii, incila. Pisică. Uite acum Alex, care este noul membru al echipei. Apropo de noul membru al echipei, de peste 20 de ani te știi cu Alex. Da, peste 20. Noi avem 21 în general. Deci, practic... 16. Sunt curioasă, Ilinca, de cât timp îl cunoști pe Alex? Și eu de foarte multă vreme, din păcate nu am avut șansa să lucrăm împreună, să ne cunoaștem mai pe îndelete, dar uite că a venit momentul și sunt foarte încântată pentru că întotdeauna l-am apreciat pe Alex. Dacă până acum jurații au analizat sub lupă ținutele, accesoriile și scenetele concurentelor, în noul sezon se adaugă un nou punct de interes. Zona capului, că m-a terorizat fraza asta de când mă uit la emisiune, jur. Zona capului, m-a terorizat. Acum zona capului va fi, hai să spunem, un compendiu de tot felul de noțiuni, de tot felul de lucruri pe care sper ca aceste concurente să le însușească, să evolueze. Iar dacă vă întrebați ce așteptări au Raluca Bădulescu, Alex Abagiu și Moris Munteanu de la concurentele celui de-al 8-lea sezon Bravo ai Stil? Uriașe! Și mi-aș dori să înțeleagă că ăsta este momentul în care ele pot contura personaje de la zero. Momentul în care se lansează acest nou sezon de Bravo ai Stil este momentul în care se vor lansa viitoarea generație de influencerițe, celebrități, de ce nu vedete TV, etc. Acum, aici, în acest sezon Bravo ai Stil, se va face această lansare. Există, Doamne ajută, am văzut, sunt fete superbe, fete alese din toată țara, fete care au crescut cu acest format și care, iată, își văd visul cu ochii. Bravo, stil elegant, sau ghetto, stilul topoarcă, ce stil de vedetă. Bravo este un fenomen și este o șansă unică în viață. Drept urmare, sunt acolo, trup și suflet alături de ele. Cea mai bună prietenă puteți să mă numiți, fetelor. Și s-a văzut asta în fiecare sezon.